Ia, 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 la o parte că și-a început Predoiu campania electorală. Mamă, și cum a început el așa cu entuziasmul ăla al lui, de parcă acum adoarme, s-a și împiedicat. Se grăbea și n-a văzut casele lui Iohannis, auzi? Da, era să-și rupă freza. Oricine poate să se confrunte cu o problemă civilă la un dat, cu acuzație penală, câtă vreme să știe nevinovat, are probe, demonstrează, totul e în regulă. Iar dacă într-o cauză civilă pierde și vine și spune execut de bunăvoie, ba chiar și pe deasupra, atunci este deja o mare diferență. Chestiunea de bună credință în drept este esențială, e o problemă tehnică foarte complicată și atâta vreme cât știi că ai un bun și te comporți ca atare, ești de bună credință din punct de vedere politic în acest moment. Și dacă vreți, din punct de vedere al sanității vieții noastre publice, este atitudinea. Lucruri neplăcute, nedorite pot apare în viața politică, în cariera politică a oricui. Ceea ce e important în acel moment este să te uiți ce atitudine are. Da, frate, este o chestie de atitudine. Iar atitudinea o știm. Iohannis a luat chirie pe casa aia pierdută până în ultima clipă. Și mai e o chestie tot de atitudine. Casa aia a fost câștigată pe acte false. Ce atitudine este asta, domnule Predoiu? Mă rog, abia asta ne arată ce om politic este Predoiu. S-a băgat el să răspundă de casa pierdută de Iohannis. În loc să spună, sise, problemele domnului Iohannis sunt ale sale. Eu vreau să vorbesc despre programul meu pentru București. A, chiar, legat de program, a mai evoluat programul domnule Predoiu? Puh, să nu fie de ochi. Noi îl știm de când era atâta. Bucureștiul este o capitală europeană și va rămâne o capitală europeană, pentru că România este o țară europeană și va rămâne o țară europeană. Și ați mai adăugat ceva la program, domne, nu știu, ceva de genul Carpații sunt munți europeni și așa vor rămâne, pentru că munții Carpați sunt în România, iar România este în Europa. Da, parcă se mai simte nevoia unei completări. Vedeți dumneavoastră cum faceți. Dar mâine, da? Râdem și mâine. Mulțumim!